Că în fiecare an Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Maramureș pune la dispoziția populației câteva centre în cadrul cărora cei care sacrifică porci pentru Crăciun pot să verifice carnea dacă nu este infestată cu parazitul Trichinella spiralis. Acestea sunt în Baia Mare, Baia Sprie, Seini, Esighetul Marmației, Șomcuta Mare și târgulă Lăpuș. Cei care uh, doresc pot să apeleze și la uh, circunscriția sanitară veterinară de la Baia Sprie, unde avem un program de permanență și aici mă refer la persoanele care vin din zona Cavni, zona Cavni cu satele aparținătoare și practic toată zona respectivă până la Baia Sprie, astfel încât să nu uh, facă drumul până la Baia Mare. Sighetul prea satele adiacente, uh, Târgul Lăpușul de asemenea este, este uh, aferent zonei Trigului Lăpuș, Seiniu, uh, zonei uh, Seiniu. Centrul de la Șomcuta Mare deservește populația din zona Chioar. În Baia Mare, carnea poate fi testată în piața izvoare, la centrul din apropierea școlii numărul 12 și la sediul DSVSA. Laboratoarele au program pentru verificarea cărnii de luni până sâmbătă între orele 9 și 15, iar duminica între orele 9 și 13. Testul durează 15 minute, Asta în condiția în care, sigur, trebuie să se cu puțină răbdare în zilele în care este un vârf, să spun, de, de, de probe. Fiecare probă durează 15 minute. Avem posibilitatea ca la momentul în care uh, o probă este neconcludentă sau devine o suspiciune din punct de vedere al medicului veterinar de expertiză, ele sunt trimise în cadrul laboratorului DSVSA Maramureș pentru confirmare. Testarea costă 11 lei. Până acum 400 de maramureșeni s-au prezentat la laboratoarele de SVSA pentru a verifica sănătatea porcului sacrificat.